O să arăt la cameră, uitați. Pot aici, la noi, defișează cioate acoperite cu cepuri ca să nu le observe nimeni. Deci să tai, deci. Și asta când a fost? A fost duminica trecută, am fost un pic prin pădure. Deci. Le acoperă ca să le camufleze, să nu se vadă când le tai. Ca să nu le observe cineva. Păi, ce mare asta. Da. Cât am crescut asta? Are vreo 70-80 de ani, oricum. Eu am 36 de ani, ăștia, aici am trăit, în munți ăștia. Era, nu era atâta exploatare, atâta, nu era... În ultimii ani, mai ales în ultimii 10 ani, s-a exploatat groaznic. O rămas tă numai drumuri de taf, neastupate, nenivelate, tot distrus. Alpii râurilor, pârâurilor, distruse. Acum nu o să mai ținea cont de nimic. Lemnul în drum și vânzare. Bani. Asta era. Am vrut să nu depind de nimeni. De la 14 ani am lucrat la construcție. Vara, în vacanță, m-a luat tata la lucru cu el. Când avem ce face, să nu umblu pe drum, să nu mă lua la muncă. Acum, ultimul timp, ăștia băieți mici toți stau pe laptop, pe calculator, pe... Nu-i văd nici pe drum, stau în case. Stau... Nu-i mai ce-a fost de mult odată. Noi mergeam, ne jucam altfel, eram... Ne jucam de aprinsa, de alergam pe... Ăștia stau pe calculator tot timpul. Am prelucrat lemn, am făcut balansoare, am făcut... Asta ar fi o inițiativă de a face ceva în țara asta, să dai de lucru local aici, nu numai lemnul brut dus la Schweighofer. Schweighofer ăștia la licitație au ridicat prețul, românii noi nu ne permitem să dăm cât dau ăștia, austriecii, sau că ei au export mondial, sau unde îl duc, în alte țări. Nu pentru toți noi. Asta e o cușcă la câinii, eu am făcut-o de vreo 6-7 ani. Am făcut-o că câinii țin închiși aici. Le mai dau drumul la plimbare, da? Îi țin închiși, că nu îmbli vagabonți pe drum. Să stea ei sus, să observe, e ca într-un observator aici, ca pe scenă. Sătieni care erau axați numai pe... lucrau la niște firme de exploatare forestieră, acum s-au dat pe gospodării. Înainte, când exploatau mult, nici pământul nu și-l lucrau, pentru că nu aveau niciun interes. E mai ușor de dat un copac jos să iei banii decât să lucrezi, să cosești sau, de fapt, să stai în căldură. E mai ușor. De asta. Dar acum lucrurile se schimbe. Poate că să-și revină la realitate toată lumea un pic, să mai gândească ce e în lumea asta, că tot mereu spre o distrugere totală, tot farmat, tot. Deci, trebuia să fie ceva, că era prea mare debandare în toate, era o debandare, asta e de sus, de la cel de sus dat. E un ghici de la ăla de sus. Hello. Atunci când Hristos a ajuns în Ierusalim, a fost întâmpinat cu stâlpări de bucurie, cu crengi de finic
pe care pruncii le așezau înaintea Mântuitorului, considerându-l Mesia. Dar mai apoi, după o săptămână, au ajuns să răstignească. Am vorbit cu părintele de vreme ce s-a dat circulară aceasta, că se poate împărți, se pot împărți oamenilor crenguțele și azi ca voluntar. Am să facem o faptă bună. Cât de cât. Acum cu boala asta, cu COVID-19, lumea a pierdut oarecum firul firesc al vieții. Parcă noi creștini, spun de creștini, am pierdut credința în înviere. Dincolo, normal, au murit de războaie, s-au murit de-a lungul anilor. Se moare de cancer, nu e doar COVID-ul care e principala cauză. Nu? Dar dincolo de moartea asta a trupului, este sufletul care dăinuiește. Și învierea, da. Și urmează învierea. Să fim conștienți că vom muri ori de COVID, ori de moarte bună, vom muri. Trebuie să ne gândim la asta. Și gândindu-ne că vom muri, poate vom fi mai buni. Că te vei întreba, băi, dacă mor eu acum, am făcut ceva bun în viața asta? Așa, asta e.